Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit la un nou videoclip din Snick reacționează la, suntem deja la treia săptămână de când facem asta și va juga să dați acolo un like să fie cât mai multe, bă, să facem peste 100 că se poate, bă, să poate, vă zic eu că se poate, deci dați acolo un like deci, mă rog, și aveți videoclipul original în descriere, astăzi reacționăm la turul camerei, a sufragerii, <ś Reynolds> ok, e, e, foarte interesant și vreau să vă zic că am mai primit că, bă, faci ei, bă, copiet, pe nu știu care, bă, nu copiez pe mine, pur și simplu fac și eu, și a doua fază, față cu hate bă, nu, nu fac ei. De <tech> deci <disappointment> eu nu am zis ca să vă duceți să-i dați dislike tipului sau tipei sau, mă rog, respectivului, eu doar, pur și simplu, reacționez aici și, na, nu înseamnă că te vă duceți. Puteți să-l încurajați sau puteți doar să vă uitați și atâta. Mă rog, oricum, videoclip original este pus în descriere ca să fie pus acolo pentru eventuale porcării, da? Bine, hai să vedem la ce reacționăm, hai să dăm play. Salutare, oameni, eu sunt astăzi să vă prezint camera mea, de fapt, sufrageria pentru... ok, în primul rând, ați observat cum a făcut așa? O să vă prezint, ok, o să vă prezint, ok, chiar mi-a plăcut foarte mult, deci tipul începe tipul așa în forță și ne, ne spune că nu poate în camera lui, de fapt sfragerea nu e ok, adică na, trebuie să-l înțelegem și pe el, cine știe ce problema are prin dormitorul, oh my god, nu vreau să mă gândesc, hai să-i super setup, oh my god, abia aștept să vă setup ul ăla, deci îmi doresc atât de mult și fața lui ne arată asta, care e un setup super, super setup. Oh my god, abia să vă set ul ăsta. My god. Ia, prezint. -ne. Aici avem ușa. Și un bec, ta să spui de bec. Mă, un ceușă fain are. Dar becul ul ăla mă interesa. Cât mai prezint ușa, omule. Omule, eu o interesat de interesează camera, nu ușa. Ok, asta, a stat acolo. E ușa. O vedeți? A, așa e ușa. E... O vedeți? E ușa. Ok, omule. Măcar te aici de beca. Am și un bec acolo, știi? Un nu oh, ok. Așa, iară tu. Mergem da. mai încolo. Masa de o, e Și eu am o masă de călcat, dar n-am prezentat-o. De... Se numește suport de rufe. <laughs> Chestia. <laughs> Pentru cei din 24 plus se numește suport de rufe. Mă rog, nu că eu aș fi super night, dar... Sau super bătrân, pardon. Eu e un suport de rufe. Ce masă de călcat. de, aia mai bine prezentai în dormitor, că nu stau alea în dormitor. Mă rog, e... Ok, hai, hai, continuă. Suport, killing... da, suport, băiatul, suport. de deci trebuie să filmezi așa pe lens, chemă, ca să prindă tot televizorul. Asta înseamnă, asta înseamnă să ai Smart TV, asta înseamnă să ai televizor cu 32 de diagonale, de, deci de 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 e superb, e, e fain, frate, chiar, eu, 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 dacă îl țin așa te vede tot. Ok, bine, hai să lăsăm pe tipul să-ți prezinte, da. A, pune-te și lângă el, așa. Întinde-te, da. Te vedem, te-am văzut. O, o măsuță care am... Pe o, care? Da. O măsuță. Da. Pe care am uh, multe prostioare, multe chestii. Ok, în primul rând, dacă... Vezi, aia, aia nici nu știu dacă era o măsuță. Eu cred că am văzut o valiză acolo, 1 Și doi, de cât trebuie să mă, mă răsucesc, frate, adică, n-am, înțeleg, dar voiam și eu să văd prostioarele alea, poate îmi plăceau, poate dădeam și o comandă, făceam o treabă, dar cu noi în privat, dar n-am pus să le prezint, sigur, desigur, videoclipul ăsta conține plasare de produse, vă zic eu sigur, deci nu se poate ca tipul ăsta de arată atâtea prostioare, fără, fără să primească și un bănuț, vă zic eu, vă zic eu. meu. Și crucea. unde e ghiuzdan? Ah, ok, acolo-i. e fine. Aruncă-l, aruncă-l, da. Ce vânt, eu vă E dat drumul așa direct. Nu l-am mai așezat, dar așa cum l bum direct, să ghiuz, da, nu l acolo ce contează. -vă. Mai bine vi la arăt pe Cristi aici. No. Pe care, da, mă rog. Ia. Yeah. În detalii. Un Ionuț mai micuț. <laughs> un Ionuț mai micuț. Păi ce drăguț a fost tipul ăsta. În schimb, nu, nu ne-a prezentat crucile. Eu chiar vreau să văd ce, dacă sunt originale, dacă sunt de la uh, catedrala aia din București, cum era cu marea și nu știu. Bă, chiar, chiar vreau să văd. Dar, da, mă rog, bine, hai nu mai fâți mouse ăsta pe aici să-l las pe Ionuț mai mic să uh, ne prezinte Ionuțul mai oh, micuț. Ce avem aici? Patul. Oh, nice. Frumos. Și să vă arăt balconul. Și balconul. Aia? Ai, și bal Ok cred și eu la cât bani primești tu pe plasarea astea de produse, cum să nu. Aoleo reclamă, ecocel, reclamă, deci îl vedem cum ni-l arată, ni-l pune pe tipul ăsta în față care sine copilul ăla, nici nu-i copilul lui. Pun pariu că aia nu-i fata lui, deci e, e pusă doar așa pe spate lui ca să zică că o familie, pa, pa, că pe ăsta-l plătim să ne facă așa, plasare de produse și gata. Bă, nu-i nu cinstit aici, și în primul rând patul ăla era prea mare doar pentru Ionuț Micuț. Serios, deci mai încăpea vreo trei din Ionuț Micuț, mai mare o leacă decât celălalt, serios. O, asta de la... Să ah, Saltau dorme... O, V-am zis eu, v-am zis eu. Deci v-am zis eu. Tipul ăsta e malefic, frate. Face video pentru bani. Mamă, parcă ar fi snică la dacă îl știți. Mamă, câți bani a... Oh my god. O calorifer. Calorifer foarte... E original. Trebuie să pun că e... E un dela, cum era. E un calorifer... Uh, even Evan Evan Edition. <laughs> un calorifer Evan Evan Edition. Aici cu... <laughs> 2016, pe original tot. <laughs> Mamă, iar rutina asta. Iar -o din asta. Mamă, de câte haine mă. Uh. Mamă, parcă, bă, parcă par, 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 par la, haine la la, la un cartier întreg cu am eu aici, serios. Adică, și pe noi ne mai roagă vecinii bă, putem să ne punem hainele la voi pe sârmă Da, frate, că noi stăm la parter, știi? Și mai puneți acolo haine, mai vin și ceilalți și de pe strada acela Da, veniți, puneți aici, dar băiatul ăsta are două de -astea în casă, frate. E e penalionuț. Merge me el merge prin cameră. Eu am da eu dintr-un pas, trebuie. am ajuns în bucătărie și el are. Ai zis super setup. O de să ce mai ne minți? câteva nu câteva. Câteva. Ok, are emoții. Serios, are emoții. Își începe cariera de YouTube Printr-un video cu plasare de produse. Vă rog, e sponsorizat, lăsați-l. Are, are emoții. Păi, hai să începem Haide. Aici avem monitorul. Oh my god, ce... My god. Doamne. Vai frate. E cât că e tu meu de mat, serios, deci. <laughs> <laughs> Măcar e de la Samsung, ok. Dar, știi ce, nu monitorul contează? Ce are în adevăratul calculator contează? Boxele. Boxele. Rucea sau boxele? am un Foarte tare. E, da. Are un ionuț micuț pe mouse, pe mouse, pardon. Frate, e ca și cum te lasa călcat în picioare, deci. E ca și ce la fața și, și ți-o pui pe mouse pe da și tu bați acolo în tine, freci așa, te freci așa în continuu. De, de ce e, efectiv, nu știu, eu zic mâneală frate, serios, e ca și cum mai pune niște oameni să se șteargă așa de picioare pe tine, pe fața ta. Așa, așa m simți și eu dacă mi-aș pune fața pe mouse pe ăsta și după mi-aș freca mouse așa pe el. Doamne mă, eu nu-ți mă, aoleu, eu nu-ți micuț. Avem aici yeah. unitatea unitate. Oh my god, e o carcasă Evan Evan Edition. Unitate LG. Evan Evan Edition. Și ce ce componente are? Și S-ar putea cred că să mi-au green screen. Aoleo, pe ce ai făcut mâine ne luăm green screen. Dacă vă dau green screen, nu mai ziceți că este la iarbă verde, mă, produitorul, mă, ce ai făcut? Oameni, mi-a plăcut rău când am făcut. Trebuie să-mi iau și greu. Vai, mă nene, mă, păi ce ai făcut, mă nene? -mă? Hai, continuă. Hai, te lăsăm să continuă. Și probabil în următorul episod vom face întrebări stupide. mi se pare normal, mi, se pare chiar normal, de ce trendul ăsta și e, publicat în 2016, deci trendul ăsta când mai e la modă să faci întrebări stupide, mi se o să ai o carieră adevărată în YouTube dacă încep cu asta. Și după să faci adevăr și provocări, da te rog eu, oh my god. Și ca atât cu episodul de astăzi, eu am fost Ionuț, bye bye. Mai bai și ție, Ionuț. Ne vedem cum nate. fost <laughs> o, o reacție, chiar interesantă. În schimb, canalul de, de, YouTube se numește Dea. Cred că o fi al sursa aia care citește cărți. Mă rog, e bravo, e, că, chiar foarte bine că citește cărți. Eu nu, eu nu, nu eu nu. Dar Ionuț chiar ne-a arătat că... Kit, dacă chid că nu vrei să-ți prezinți dormitorul, trebuie să-ți prezinți sufrageria. Mi se pare norfai, deci, nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Da, bă, ne revedem data viitoare cu un nou episod de, de astea, de reacții, de eu reacționez la. Și până atunci, o să aveți linkul în descriere dacă vreți să-l contactați pe Ionuț pentru un video cu sponsorizări. Vă pupă, ciao!